Valea Jiului, bună ziua, stimați telespectatori și telespectatoare. De la această oră în studioul Kapital TV avem un invitat, să-i spunem, din Lupeni, deși viața dumnealui a fost împărțită între Petroșani și Lupeni, adică câte 30 de ani în Petroșani, 30 de ani în Lupeni și un an în Orăștie, localitatea unde dumnealui s-a născut. Este vorba de domnul Nicolae Ivănuș. Bine ați venit! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Domnul Nicolae Ivănuș este președintele Organizației Municipale Lupeni Pro România. Este o persoană care cochetează cu politica din jurul anilor 2000. Foarte multă lume din Lupeni și din Petroșani sunt convins că îl cunoaște. Urmează ca acum să-l vadă la lucru prin dezbatere și prin idei cetățenii municipiului Lupeni, care pe data de 27 septembrie vor merge să depună votul la alegerile locale. Domnule Ivănuș, prima întrebare ar fi dacă nu v-ați plictisit de politică. Nu m-am plictisit de politică, mai ales în situația actuală. Inițial, acum vreo 3 ani de zile, am hotărât că am făcut politică suficient, dar anul trecut un prieten foarte bun, știind că nu am ieșit din politică și voia să continue un proiect politic în zona vestică a Văii Jiului, a venit la mine, a insistat în mod deosebit și m-a tras în proiectul acesta pro-România, știind că am domiciliu în Lupeni, m-a rugat frumos să merg alături de el și să facă în Lupeni. Ei se chinuiau pro-România din județul Hunedoara de vreun an de zile să facă organizație, era un partid nou, nu părea că nu prea mai e loc în Lupeni de o grupare politică de stânga. M-a rugat frumos, după insistențe am acceptat și am făcut organizația pro-România în Lupeni. Un grup de, în principiu, inițial a fost pe prietenie și pe urmă s-a venit din convingere, mai ales după alegerile europarlamentare, unde rezultate, din punctul meu de vedere, au fost bune de 9% și cu ajutorul Victor Ponta, care a fost în campanie aici și acum sunt trup și suflet în acest proiect pro-România. Și la nivel național și în Lupeni. Inițial au fost mult sceptic, în sensul că fiind de stânga, pentru că Victor Ponta era plecat din PSD, că vom face o alianță de stânga sau ceva la locale. Dar, de fapt, la nivel național și la nivel județean, s-a hotărât, fiind un partid nou, pe un alt fel de politică, care se bazează pe oameni noi în politică sau cei care au realizat ceva, au dovedit că au realizat ceva, deci inclusiv generația mea este binevenită, s-a creat acest pol de stânga care acum la alegerile locale vrea să-și arate nu neapărat forța, cât disponibilitatea pentru un proiect mai lung. Deci proiectul final a acestui partid este Victor Ponta președinte în 2024. Cam acesta... Deci este o bătaie mai lungă, dar ce vreau, trebuie să le spunem lupenenilor, că pe dumneavoastră vă vor regăsi și pe lista de consilieri locali. Aceasta este cutuma, deci sunt primul pe lista de consilieri local, pentru că sunt președintele organizației. Trebuie să recunosc că în ultimul an jumate, eu personal nu am vrut să candidez la primărie, am candidat de 2 ori și plus știu care este sondajul și curentul pe legislația actuală, deci președintele în funcție și dau un scris că primarii în funcție și dau un scris acest lucru. În proporție de 100% cei care sunt în funcție vor câștiga primăria în 27, indiferent ce se va face. Deci eu sunt sigur, de la Petrila până la Urican sau de la Urican până la Petrila vor rămâne aceeași. Asta e de reținut. Eu îi sprijin colegii, cred, dar noi de fapt suntem o locomotivă pentru gruparea pro-România. Eu, spre exemplu,
mi-am propus ca o ștachetă să depășesc rezultatele de 9% din, de la legile europarlamentare. Unde v-ar plăcea mai mult? La Consiliul Județean sau la Consiliul Local, să zicem, dacă nu reușiți primar? Unde v-ar trage? Deci așa mi-am exprimat și doleanța. În final, eu vreau în Consiliul Local, pentru că am niște proiecte pentru Lupeni și eu sunt sigur că, indiferent cine va ieși primar, cu toate că, ca pronostic, sunt aproape sigur că va ieși primarul în funcție, sunt convins că aș putea face o echipă să-mi fac proiectele care le doresc eu. Și l-ar ajuta și pe viitorul primar, ar ajuta și partidul, mai ales că puterea mea de lucru încă există, gânduri am, experiență cred că am, atât în activitate economică, cât și în activitate socială și administrativă. Aveți experiență așa vreo 24 de ani la Mina Lupeni, din care ați fost director 4 ani, inginer șef 10 ani, șef de sector 8 ani. Acum orientativ, deci, să știți apoi că... Apoi un an director la apasări. Eu am ieșit la hidroconstrucția, deci eu zic că asta toate... Eu am ieșit la pensie ca director, dar puncte. Ocupația mea de bază a fost cam inginer șef, deci cu partea tehnică a minei m-am ocupat în diferite perioade, și în perioada 93-95 și în perioada 98-2002, și deci au fost anumite perioade. Am fost și în conducerea companiei un an de zile ca inginer șef producție, dar am pornit în 1981 când am venit în Lupeni. Am venit cu ocazia să joc rugby, când jucam rugby și era echipa de acolo. Și am început de jos. Inițial am fost, fiind student, am fost angajat ca muncitor necalificat. Deci pe cartea mea de muncă, la Mina Lupeni, scrie muncitor necalificat, prima poziție, Ime Lupeni era atunci, și am ieșit de la Ime Lupeni director în 2005. Și aceasta, inițial am crezut că s-a tras o linie cu ieșirea la pensie, dar încă aveam 45 de ani și 6 luni, încă consideram că mai pot, și am fost în alte domenii cooptat și atras. Cum de fapt, dacă vreți să știți, colegi de-ai mei sau cei care au ieșit din sistem mai târziu sunt și acum pe diferite poziții active. Unii chiar în cadrul complexului energetic, ceea ce pe timpul meu era imposibil. Adică în sensul, dacă te-ai disponibilizat, conform legii, dacă beneficiezi de salarii de compensatorii, nu mai poți veni în ramura respectivă. Bun. Haideți că o să ajungem un pic și la minerit, că e inevitabil. Dar înainte de asta, haideți pe linie de partid să vă întreb, de ce ați ales pro-România? Așa. Deci, am căutat să explic, eu n-am ales, am fost, acolo, cameră, am fost mai mult oameni ales. Deci, întâmplător, am fost rugat de un prieten. M-am băgat în acest partid din prietenie față de acest prieten. În timp, în decurs de 2-3 luni, am creat organizația, a apărut o obligație morală față de oamenii care i-am atras în această mișcare. Iar apoi, cunoscându-l pe Victor Ponta, Corina Crețu, care e europarlamentar al partidului, o femeie deosebită și a fost comisar european, cu care este astăzi este raportorul pe Uniunea, pe Consiliul Europei, pe Parlamentul European pentru fonduri europene, atât de coeziune cât și de dezvoltare. Am mai cunoscut-o și pe Ioana Petrescu, pe Nicu Bănicioiu, și cu timpul participând la convenții naționale, la congres, cu timpul sunt trup și suflet acum pentru acest partid. Deci, cred că Victor Ponta e un politician deosebit, e relativ tânăr, cu o experiență foarte vastă, începând, are de 20 de ani în politică, a fost prim-ministru, a fost ministru,
a fost șef de partid, deci, și practic, în altă parte. Vreți să ne spuneți că v-au atras în primul rând oamenii din partid. De prima oară a fost prietenia. Prietenie, dar a ținut cont și de numele din partid pe care le știați. Adică v-au plăcut. Deci am vrut să fac acest nucleu pro-România în ideea există și la ora actuală, să formez oameni noi care să preia activitate. Pentru că, în realitate, durată mai mare de 4 ani de zile, eu nu vreau să continui în politică. Deci, dacă intru în Consiliul Local, accept să-mi duc mandatul la sfârșit. Cât oară o luați oarecum de la capăt cu un nou proiect politic? A doua sau a treia oară? Politic, a treia oară. A treia oară. Așa, în viață, cred că viața mea a fost ca un ferăstrău. Deci, au fost momente de maxim, momente de minim, iar am luat-o până am ajuns în maxim, deci e, de prin 93 e chiar foarte interesant așa de povestit. Ce vânt nou credeți că aduce pro-România pe eșichierul politic? Dacă credeți că aduce? Nu neapărat nou. Deci sunt acei oameni tineri care au fost alături de Victor Ponta în anii 2000-2004. Acolo este baza la care au aderat. Deci baza de la centru. Mi se par niște oameni cu pregătire corespunzătoare, care au fost tineretul social-democrat. Acum au ajuns la maturitatea politică, la peste 40 de ani. Spre exemplu, sunt oameni ca Nicolae Bănicioiu, ca Victor Ponta, ca Ioana Petrescu, și Corina Crețu, care au demonstrat că se descurcă pe poziții și au viziune și știu ceea ce vor. Se vede foarte clar pe site-ul Pro-România ce se dorește, cum se dorește. Ați vrut și ce îmi place foarte mult. Ce îmi place foarte mult, Victor Ponta își recunoaște greșelile și învață din greșeli și nu le mai repet. Cu toate că e bălăcărit, e făcut, deci toate au fost niște greșeli inerente, că numai cine nu lucrează nu greșește. Dar acum consider că este un om cu o experiență vastă și merită sprijinit. Ca să fiu în acest proiect ca până în 2024, de asta mi-am propus și eu să continui cu viața politică până în 2024, consider că până atunci am o putere de lucru și eu am demonstrat că nu contează întotdeauna vârsta. Deci merg pe acest proiect până în 2024, când sper ca Victor Ponta să fie președintele României, pentru că acum 6 ani cred că România a ales o cale greșită și se dovedește cu actualul președinte că nu e ceea ce dorea. De asemenea, timpul ne demonstrează că uneori putem face greșeli când intrăm pe aceste sloganuri extremiste, că pentru mine, cum a fost ciuma roșie, acum a apărut ciuma galbenă, nu sunt, deci nu putem, deci nu există o atitudine politică constructivă în țara asta, de a recunoaște, de a respecta. Întâmplător, eu nu știu, toți contracandidații, mai sunt 2 zile de, sau o zi și vreo 5 ore de depunere de candidaturi. Eu am depus astăzi candidatura atât la circumscripția din Lupen, cât și la judecătoria din Petroșani a fost înregistrat. Cunosc 3-4 contracandidați, să le zic contracandidați sau competitori, pe care îi respect foarte mult, îi cunosc foarte bine. Aproape am lucrat mai puțin cu actualul primar în funcție, n-am lucrat pentru că e diferența de vârstă foarte mare, am lucrat cu tatălui foarte bine și respectul este reciproc. Deci nici nu mă gândesc că cu tare reprezintă PSD-ul, cu tare reprezintă PMP-ul, de fapt sunt oameni și au un grup de oameni care sunt alături de ei. Dar eu consider că, de fapt, dacă sondajele de astăzi, din Lupeni, și mi-asum ceea ce zic, îl indică pe actualul primar câștigător sigur,
probabil și formațiunea o să aibă tendința să se apropie de majoritate. Eu cred că totuși niciun partid din Lupeni nu va câștiga majoritatea în Consiliul Local. Și va fi nevoie de Pro-România și consider că Pro-România împreună cu mine își va aduce o contribuție foarte corectă și de pentru dezvoltarea municipiului Lupeni. Pe lângă dezvoltare, municipiul Lupeni eu consider că trebuie să își reconsideră atitudinea față de mediu, față de gunoaie, față de canalizare. Asta trebuie rezolvat înaintea economicului, de situația economică a Lupeniului. Acum cu canalizarea cred că se va rezolva prin proiectul ăsta. Nu, proiectul continuă. E un proiect care de fapt face ceea ce nu s-a făcut în 2007-2013. Dar gunoaiele în Lupeni nu le-am sesizat. Nu m-ați înțeles. N-am zis că e un oraș murdar. Mă refer la sistemul integrat de management. Deci colectarea selectivă, deci acest proiect s-au investit 30 de milioane de euro de către Uniunea Europeană în județul Hunedoara. Trebuie să ne învățăm, deci există sistemul, funcționează, trebuie să ne învățăm să colectăm selectiv. Deci e foarte clar. De asemenea, trebuie procedura clară cum se procedează pentru electrocasnice, pentru materiale reieșite din diferite modificări sau lucrări de construcții și așa mai departe. Asta vreau să zic. Da. Există sistemul, dar trebuie implementat. Deci, adică chestii foarte mici care eu le consider că trebuie făcute. Și pentru care România va plăti o serie de sancțiuni dacă nu le reglementează. Cât de curând? Dar nu cred că se pune problema. Eu consider că sistemul de colectare a gunoiului menajer în Valea Jiului este bine pus la punct, trebuie perfecționat. Există stațiile de sortare, există deponeu ecologic de la Bârcea, deci sistemul este implementat foarte greu, cu discuții, nu mă interesează cine conduce ADI, cine... Deci asta vreau să spun. Deci sunt niște asociații de dezvoltare intercomunitare, dacă vin unii la putere își bagă fitile să-i schimbe cu ai lor, sau... nu mă interesează, eu vreau să se rezolve problema. Cel puțin în Lupeni nu există prioritate până acum curățirea albilor, mai ales a Jiului. Dumneavoastră sunteți născut în Lupeni și crescut în Lupeni. Ați fost pe drumul de centură și ați văzut cotețele care sunt acolo. Deci drumul de centură e oglinda clară a orașului. Se fac eforturi de către primărie, spate la 200, în spate la Aur, că să vorbim de aceeași chestie. Dar se vede dincolo preparația părăsită. Din când în când mai vine. Care de fapt este a primăriei. Deci vorbesc în primul rând Corici ar trebui să iei măsuri sau ce reprezintă Corici, cei de la Craiova, să nu zic cei de la București, prin Ministerul Mediului, că ei sunt subordonați Ministerul Mediului, ar trebui să zică albia asta trebuie curățată aici de către aceste coteți. Mai face și eu curățenie. Deci nu e corect. Ați văzut ce curățenie, Doamne ferește, ce s-a întâmplat acum. Între ghilimele. Au adus tot și au blocat, de fapt, sub pod și au făcut ce au făcut. Dar debitul ăsta a exagerat. Eu cred că vreo 30 de ani nu vor mai fi debitele astea în Jiu. Deci nu cred că va mai fi posibil. Deci vreau să zic că asta e o prioritate și eu știu cum aș putea o face dacă aș intra în Consiliul Local, ca să ajut să-l bâzi pe domn primar care va fi să rezolve, adică eu rezolv problema în numele lui sau cu ajutorul lui. Altă problemă la care am ținut și acum 4 ani, dar uitați că ori nu știam eu metodele, ori n-am avut acum 4 ani girul populației față de ce reprezentam atunci, dar anveloparea blocurilor se poate face, deci sunt acești bani ai fondurilor europene care se pot face oricând. Iar în programul de anvelopare a blocurilor, nu mai puțin lăsați-mă, deci în programul de izolare sau anvelopare blocurilor, izolarea termică,
Există cheltuială eligibilă, acoperișurile, acoperișurile din cartierul Bărbăten și parțial în zona de CAP, sunt toate cu, din azbuciment făcute în regie proprie de către locatari, ajutați și de oameni de bine sau chiar de prin intermediul primăriei. Dar sunt acele acoperișuri fără autorizație de construcție. Azbocimentul e o substanță interzisă din 2003, dar era în Uniunea Europeană. Noi am intrat în 1 ianuarie 2007, ne-a găsit cu aceste acoperișuri și nu s-a mai luat nicio măsură să se intre în legalitate. Nu sunt bani, se spune, sunt fonduri europene, dar ca să fie folosite, trebuie organizate sau reorganizate, reînființate asociațiile de locatari. Eu garantez că în 3 luni de zile, și dau un scris, din 27 septembrie, indiferent ce poziție am, ori că ajung primar, ori voi fi consilier local, eu garantez că în 3 luni de zile, deci în 27 ianuarie, vor fi asociațiile de proprietari care trebuie și vor fi create premisele pentru a se face aceste programe. Acoperiș, anvelopare, lifturi, avem 11 blocuri care nu au lift, nici unul din Lupeni. Cum, spre exemplu, în Petroșani aveți altă situație. Cu toate că în spatele meu am impresia că nu merge liftul la... sau mergând mai în jos către aeroport la celelalte 6 blocuri tot care sunt. La unele da, la unele nu. Nu, dar vreau să spun... Mai sunt probleme și cu constructorul. Găsești greu constructor. Nu uitați asta. Nu. Aici la Petroșani au fost Cunosc situația, s-a încercat cu licitații, nu s-a prezentat nimeni. De asemenea, oamenii nu vin. Din ce cauză nu vin constructorii? Pentru că nu mai oameni. De ce nu mai oameni? Au salarii mici. Cu toate că... Pentru că între timp au mai crescut prețurile la materiale de când s-au făcut negocierile cu... Domnule, deci e foarte simplu să spui că nu se poate. Și atunci omul nu mai vine că nu mai... Auziți, e foarte simplu să spui că nu se poate. Eu zic că se poate, că fac. V-am garantat eu personal, ne cunoaștem de atâția ani. Când 27, făcut. În 27, dar nu e un lucru deosebit. Trebuie făcută chestia. Corect. Și o problemă deosebită care mă deranjează. Eu am fost un an de zile director general la APASERV și am băgat un moto care văd că după plecarea mea, după vreun an de zile, 2 ani, s-a făcut praf. Motoul meu la APASERV, care am căutat să implementez la angajații de acolo, că suntem o firmă de prestări servicii, iar clientul nostru e stăpânul nostru. Nu noi hotărâm cine are apă, cum are apă, cine are canal, cine nu are canal, cine rezolvăm problema sau până acolo e problema proprietarului și a noastră numai aici. Eu am adoptat politica clientul nostru, stăpânul nostru. Bine, spre exemplu, dumneavoastră, știți că și astăzi pe hârtie, auziți, știți că astăzi pe hârtie sunt cel puțin 500 de oameni debranșați care n-au condiții de apă. Cum poți accepta în 2020? Nu contează că e rău planic, că e... Deci, mai ales acum când am învățat de la pandemie, cazul ăsta cu pandemia, am învățat că trebuie să ne spălăm extraordinar. Dar cum poți accepta să existe o locuință fără apă potabilă? Stați un pic cu pandemia. Cum ați învățat să vă spălați pe mâini? Nu vorbesc... Hai să fim serioși. Aveți cuvântul meu, eu asta am... Am învățat-o când eram copii. Domnul, pe mine, mama mă rog, nu mă lăsa să mănânc... Dar dumneavoastră sunteți fiul de medic, dar eu vă zic altceva. Eu vă zic că trebuie să recunosc că eu în ultimile 8 luni am descoperit să pun un lichid. Eficiența lui sau plăcerea de... comoditatea de azi. Eu până acum foloseam să pun obișnuit șampon gel. Mina m-a învățat să mă spăl de 2 ori pe zi. Dimineața când mergeam la mine, vreau să zic duș.
dimineața când mergeam la muncă și când veneam de la muncă. Păi nu se spune indiferent că intram în mine sau nu intram în mine. Că cei mai curați oameni din lume sunt mineri. Nu se spală, știu, de două ori pe zi, dacă nu și de trei. Mă rog, eu mai văd copilul acum când vine rimelat și nu știu ce la față. Și... Deci, să ai și răbdare să te speri. Dar eu m-ați întrerupt și pierdusem tot la programul de anvelopare. O chestie importantă care nu e rezolvat acum și nici o primărie n-am văzut să se implice, să rezolve problema, ca și cum nu e problema lor, subsolurile. Dom'le, subsolurile sunt focare de microbi și efectiv prin sistemul de canalizare, am citit acum în studiu, se menține microbul de la COVID-19, de la SARS-CoV-2. Deci, trebuie rezolvat. Unde sunt inspectorii de mediu din primărie? Vorbesc de toată Valea Jiului, pentru că, încă o dată, repet, eu mă consider un om al Valea Jiului. Și întâmplător știu ce probleme de, nu neapărat canalizare, de subsoluri. Subsolul și acoperișul. Deci nu poți privi. Auziți? Nu. Dom'le, dar trebuie să terminăm cu prostia asta. Verificat, eventual. Dom'le, trebuie să terminăm, oamenii trebuie ajutați. Dacă zici sloganul, pe primul loc oamenii, păi ajută-i, dom'le, nu, asta e treaba ta. Rezolvă-ți-o. Îl lasă moară în microb? Păi nu-l lași. Dacă doi vecini nu vor. Nu-i vorba de asta. E vorba că și oamenii ar trebui un pic să respecte, să ajute, să-și facă. Uite, la mine în bloc, la subsol, și-au făcut oamenii singuri. Nu a venit nimeni de pe stradă să-i ajute. Bun, și ce vreți să demonstrați atunci? Păi că nu înțeleg. Vreau să vă spun că și oamenii câteodată lasă lucrurile negligente. De ce? Asta spun. Că nu sunt educați sau că nu, sunt, că nu sunt superficiali? Sau cineva tot timpul să le facă. Nu, nu, nu. Hai să mai lăsăm, deci, populismele totuși. Ce anume? Populismele. Unde e populismul aici? Păi să vină să le facă tot timpul cineva ceva. Nu, domnule, n-a zis să facă cineva ceva. Să fie ajutați. Aia e altceva. Deci, cu ce-i populism aici? Dar ca să ajuți, trebuie și tu să respecti înainte. Nu, domnule, ca să ajut trebuie rezolvată. E o problemă care nu e rezolvată, adică, de 25 de ani și nu o rezolvă nimeni. Am înțeles, dar nu să vină nimeni să le măture subsolul, să le curețe. Domnule, trebuie rezolvată problema. Auziți? Am înțeles. Deci așa că nu o să facă, nu o să, o să facă dacă e obligat. De asta este primărie cu inspector de mediu. Corect, de asta este corect. Primărie cu inspector în construcții. De asta e... Dom'le, nu contează. Primăria trebuie să facă mult. Exact. Auziți, să vă dau un exemplu. Se neglijează, am neglijat. Din păcate, mie mi-au decedat părinții. Tatăl meu a decedat în 2011. Neglijența noastră a familiei nu ne-a interesat succesiunea. Treia mama, care treacă, rămâne și tata pe contracte, pe aia, pe aia, pe aia. Nu ne deranja. Care? Au trecut niște ani, din păcate a murit și mama. Și aici de felicitat primăria Petroșani pentru felul cum au rezolvat o anumită problemă. Când m-am dus să iau certificatul de deces al lui tata, tot ok, m-au văzut și nebărbierit și nu știu ce, săracul, mi-a dat certificatul imediat. Acum când am fost, mi-a zis, nu vă dau certificatul până nu completați declarația asta. Era declarație de deschidere a succesiunii, a decedatului. N-au vrut să-mi dea certificatul. Într-un fel, în mintea mea, inițial atunci, și eram supărat și am zis, domnule, un abuz, nu știam că e vorba de o hotărâre de Consiliu Local. Domnule, m-a făcut să fac acea declarație care mi-a luat 5 minute, eventual am sunat-o pe soră, mi-a zis, o întreb ce adresă are, cum are, și după 6 luni de zile am fost atenționat de către un notar care era probabil agreat de primărie sau poate altă achiziție de acestui serviciu și m-a dus și mi-a făcut succesiunea. Acum când eu candidez la primărie sau la Consiliul Local, în declarația de avere, această locuință a trecut-o ca moștenitor. Deci vreau să zic că un lucru care se neglija s-a făcut cu răbdare. Deci aici v-am dat un exemplu. Același exemplu vă pot da când se plătește impozit anual
Acum nu voia să țin ideea pentru mine, dar o spun și public. Cine vrea să plătească un impozit, trebuie să facă dovadă că face parte dintr-o asociație de locatari sau de proprietari. Nu trebuie decât Consiliul Local să fie de acord. Să condiționeze. Pare un abuz, dar cu rezultate deosebit. Întotdeauna educația, că de fapt ajungem la educație, domnul Cornel. Ajungem la educație. Dați dumneavoastră exemplu că ați fost educat de un tată medic, m-ați înțeles? Sau eu de un tată pompier militar? Dați exemplu? Dar de ce nu dați exemplu de educația actuală? Că e liceu tehnologic din Lupeni cu promovabilitate la bacalaureat de 13%. Cunoașteți liceul, locația. E o locație deosebită. Are teren de fotbal, teren de basket, avea pe timpuri și bazin. Ați crescut în Lupeni, cunoașteți zona de acolo. 10%, 13%. Acolo sunt niște profesori. Cum pot fi profesori? Unii au 20, 20 ceva de ani și de când s-a introdus camera de la vederi, au scăzut sub 15% promovabilitatea de bacalaureat. Același lucru este și cu liceul din Vulcan, pe partea reală, și cu liceul tehnologic din Petroșani, să nu zic de liceul tehnologic din Petrila sau cel din Nuricani. E o problemă. Ce facem cu 30% anual, deci pe toată țara? Acum vorbesc după ce am discutat cu Victor Ponta. Dom'le, ce facem anual 30%? Nu, și dau bacalaureat, au făcut liceu, trebuie găsit o soluție. Adică astea sunt probleme reale. Educația. Auziți, nu s-a făcut școala acum, s-a întrerupt. La ora 6 locuiți aici, în oraș. Poate ați mai fost, meseria vă duce și prin alte. Să vedeți, la ora 6, plin de puștean de 12, 13, 14 ani, strâns în grupă, ce distanțare socială, ce, mai ales că nu se prea, dacă se ia microbul, pe ei nu simt nimic. Ei nu simt nimic, dar dau la alții. Haideți să... Eu m-am lăsat să vorbiți ca să audă lumea ideile, părerile, de asta nici nu v-am întrerupt. E o dezbatere. Corect, dar haideți să îmi spuneți două, trei proiecte pe care noastră v-am zis două. V-am zis două, nu? Mi-a zis, bun, dar eu vorbeam de parte de infrastructură, dacă aveți ceva, de parte de servicii. Auziți, stați puțin, asta nu infrastructură, deci numai ca să atragi niște fonduri pentru toate blocurile, în exercițiul financiar 2021-2028, câte, deci mai ales că există programul foarte atractiv care trebuie să recunoști și cei de bună credință trebuie să recunoască că totuși doamna Corina Cresu a adus programul pentru tranziția zonelor carbonifere. Corect. Deci trebuie recunoscut că este asta și trebuie făcut. Am văzut niște proiecte care le-au propus că trebuie, deja e scadent, la anul trebuie duse aceste proiecte. Se poate da 1 miliard de euro pentru Valea Jiului. Rețineți, 1 miliard de euro. Dar știți ce a spus doamna pentru proiecte aici de termocentrala Paroșie? Domnule, nu mă interesează, eu vă zic... Termoficare, veniți cu proiectul. Dar nu contează, da, numai așa, doar că nu poate face ea proiectul. Păi, da, n-a venit nimeni. Deci e 1 miliard de euro care poate fi cheltuit în 7 ani pe acest program. Pe lângă fondurile de coeziune care pot fi atrase, că sunt și alte programe operaționale sectoriale de mediu, de educație. Ați vorbit de educație. Idei pentru educație. Ce credeți că ar trebui făcut? Ca să avem și noi tinerii, să-i aducem pe calea cea bună, cum zice. Deci, în primul rând, să reținem că aceste consilii de administrație care sunt... care conduc aceste unități școlare sunt subordonate primăriilor. În principiu, din punct de vedere material, din punct de vedere educațional, Ministerul Educației și Cercetării. Chipurile nu-i treaba primăriei să-i duce. E o poveste. Se pot face programe. Deci programe de atragere, de să se revitalizeze clubul copiilor care
cum era pe timpuri Casa Pionierilor, pentru a atrage în alte activități. De asemenea, viața de acest an probabil nu se voia să se întâmple ce s-a întâmplat, dar ne-a arătat că învățământul trebuie schimbat pe baze noi. Deci mă refer la învățământul care ar trebui să înceapă în 15 septembrie sau în 14 septembrie, deci vis-a-vis ce este online, ce este mix, ce este cu frecvență. Dar, din punct de vedere al comunității locale sau a autorității comunității locale, trebuie îmbunătățită baza. Baza odată și de învățământ, de aia v-am dat exemplu de la liceul tehnologic, fosta școală profesională sau fosta școală medie tehnică, care a fost standard al mineritului tehnic. Deci acolo se poate face un campus liceal extraordinar, unde se pot desfășura activități școlare și extrașcolare. Trebuie ajutat cu baza. Deci sunt programe naționale astăzi, când vorbim, cu 250.000 de tablete, dar vreau să zic preocuparea, cum o să văd probabil în 14, dacă se face deschiderea anului școlar, o să vedeți și președintele României la un liceu și primarul nu știu care la liceu sau școală sau foarte bine, dar trebuie arătat că deci trebuie un mijloc de control prin aceste consilii de administrație către rezultate. Refuz să cred, am văzut elevi sau cunosc elevi la liceu tehnologic cu 9,50 la română și 3,20 la matematică. Nu se poate să nu fac școală, matematică, să învățăm pe toți de 6. Noi avem, ne lăudăm cu olimpici, un grup mic de olimpici, vârfuri, și restul lăsăm fiecare se descurcă. Fără meditații plătite, personale plătite de părinți, se pare că nu se poate lua bacul cu notă corespunzătoare. Care e soluția? Soluția la profesori. Profesorii care vor să fie profesori, să fie profesori. Și de asemenea învățământul să fie învățământ. Dacă știi, ai trecut clasa, dacă n-ai... Deci dacă într-o clasă 90% nu trec, 90% repetezi, domnule, repede 5 ori, dar când termini ești pregătit. Deci când scrie cineva că ai luat bacalaureatul, că uitați, așa s-a ajuns că a trebuit să punem camere de luat vederi, toată lumea lua bacalaureatul, toată lumea făcea liceul, dacă nu se puneau camera de luat vederi, scoteam la absolvenți de bacalaureat. Pe urmă, avem facultăți, plin de facultăți și private și astea, scoatem fabrică de licențiați și pe componenta umană și pe componenta reală și ingineri și constructori și arhitecți. Stați puțin, păi tocmai din asta s-a făcut praf. Ba mai mult, ajunge și la modă, s-au luat doctoratele cum s-au luat. Nu vreau să dau, toată lumea scoate exemplu Ponta. Dar, de fapt, aceste doctorate, în proporție de 85%, în 90% sunt suspecte. Nu vreau să dau exemple foarte apropiate de noi. Și eu am fost în 93 invitat să mă înscriu la doctorat. Și pentru că am recunoscut că nu știu o limbă străină cum trebuie, am refuzat. Erați ruibit la ora. Nu, eram inginer șef. Da. Inginer șef în 93. Domne, am fost inginer șef. Ruibii am practicat până la Revoluție. La Revoluție nu puteam și șef stație de salvare și șef sectora era să joace ruibii. Nu mai puteam. Mergeam la antrenamente și le-am supărat și am luat echipa și am scos-o din producție și m-am făcut președinte. De obicei, de felul meu, îmi place să fiu lider într-o formație. Ori mă numește câștig echipa și mi-o formez, ori dacă nu, echipa mă promovează. Deci am prins în viață lider în foarte multe domenii. În colectivități. Deci eu, în principiu, mi-a plăcut să fiu un lider. De felul meu. Am lucrat și în echipă, am fost executant. Apropo de echipă, haideți să-mi spuneți și mie echipa din Lupeni. Prezentați puțin echipa din Lupeni, să-i audă lupenenii de ei. Deci, eu consider că am o echipă foarte competente și corecte și
adică din această echipă numai eu am mai făcut politică, ceilalți n-au făcut politică. Spre exemplu, eu sunt pe locul întâi pe lista de consilieri, pe locul 2 este domnul Mihu Toma, care a fost 12 ani comandant până anul trecut, comandantul poliției din Vulcan. Pe locul 3 este Cârlescu Costică, care este un antreprenor, e un băiat cu care am jucat și rugby, un băiat a fost artificier la mina Lupen și de vreo 20 de ani este antreprenor și el știe cel mai bine cu ce s-a chinuit în domeniul comerțului. Pe locul 4, o asistentă medicală, doamna Răcăreanu, Cristina, probabil o cunoașteți, este asistenta domnului doctor Prișan. Pe locul 5, iepure Ovidiu, este fost rugbist și la Minerul Lupen, pe urmă a jucat încă vreo 5 ani, și la Petroșani, că s-a desfințat în 2005 echipa din odată cu ieșirea la mea la peste, s-a desfințat și echipa de rugby și Ovidiu a continuat. Ovidiu este în situație foarte interesantă. Este miner la mina Lupeni. Deci, acum spun că și-a făcut declarația de acceptare a candidaturii, se scrie ocupația și profesia. Deci este un miner cu profesie inginer electromecanic. Deci, pentru că nu a fost probabil în partidul care trebuie până acum, a ajuns la 40 de ani pe care i-am plinit chiar ieri, zic la mulți ani, chiar dacă este în izolare la domiciliu, că se pare că și pe noi ne ating aceste probleme. Deci este pe locul 5, pe locul 6 Voina Simona, e o fată care este confecționer la Tere U automobile, la volane acolo. Deci, mă rog, care, să zicem, din punctul meu de vedere, o fată foarte harnică, chiar dacă este dintr-o anumită etnie. Deci, mi se pare firesc să fie din, chiar dacă este romă, e o fată deosebită și are o familie deosebită care m-a ajutat foarte mult în desfășurarea activității. Nu putem spune chiar dacă e romă. Domne, sunt prejudecăți. Sunt și ei pentru oameni. Sunt oameni extraordinari. Frații noștri. M-ați înțeles? Nu, da. Nu-i noțiunea de frate sau m-ați înțeles? Că deci, avem... am făcut rectificarea că e și... Nu, de acord. Rom exact ca rom. Auziți, deci de acord. Nu, dar am căutat să fie din toate... Să de peste tot. M-ați înțeles, dar nu e nimic. Deci am căutat să fie oameni reprezentativi de peste tot, care cunosc problemele la toți sau le-au avut ei. Exact. Și v-aș putea înșira până la 24, dar eu am bun simț și știu, Consiliul Local are 19 oameni din Lupeni și dacă eu, dacă noi la Lupeni am avut acum un an 9%, prin munca care o facem, prin ce reprezintă Victor Ponta, consider că 15% este un procent corespunzător și acolo maxim 3 consilieri. Deci asta ar fi obiectivul. Dar v-am spus că asta este ștacheta. Asta este ștacheta. Deci am mers și pe ideea de ordine publică. Deci oameni, și le mulțumesc că au venit alături de mine, pentru că nu pot să înțeleg. Deci din domeniul sanitar au venit mulți, mai ales în perioada asta la noi, la nivel de domeniul sau personal sanitar mediu. Deci medici, nu, deci intelectuali, nu știu de ce, dar sunt foarte dezamăgit, am încercat să atrag oameni din învățământ, oameni și din o reticență, o teamă, oameni cu care am mai făcut politică, nici nu s-a pus problema, cu toate că relațiile au fost foarte corecte și bune. Dar, vedeți, eu când m-am apucat de politică am intrat în PSD, un partid mare, care tot în dezvoltare, și acum este un colos în Lupen, trebuie să recunosc, împreună cu PNL-ul, dar nu se compară PNL-ul cu PSD-ul în Lupen. Este cuvântul incomparabil.
Se poate vedea și din atitudinea asta de precampanie, cu care eu sunt complet împotriva acestor banere. Deci dacă campania electorală este în 27 august până în 26 septembrie, ne facem atunci campania. Nu ne apucăm. Deci nu e voie cu banere în campanie, e voie în afara campaniei. Nu e voie cu meșe, e voie. Nu e voie cu pixuri, facem în afară. Nu e voie cu brichete, facem în afara campaniei. Deci mi se pare ceva ilogic. Bani. De ce s-a făcut legea cu finanțarea campaniei electorale, unde eu am voie să finanțez cu maxim 10 salarii minime pe economie? Iar consilierii, toată echipa de 24 pot să finanțeze cei 24 de consilieri cu 5 salarii minime pe economie. Restul, aceste finanțări unde sunt? De unde sunt? Și asta după cât că există un furt. Treaba asta pornind din 20 iulie a apărut banere. 20 iulie 2020. A doua, e iară o dispută, este nelegală, să nu zic lipsită de fair play. Ne mai și atacăm la televiziune, dar faci și chestii din asta. Avem parlament, avem... Auziți... Nu l-ați întrebat pe domnul Ponta, domnule... Dar nu-i de-a întreba, că n-am eu treabă cu domnul Ponta, că acum îi treabă cu alegeri locale. Da, ce am eu cu Ponta? În mod normal, eu ca cetățean, dacă sunt deranjat, nu mă oprea nimeni să mă duc la procuratură să fac o plângere, că nu se respect. Dar nu sunt genul de om. Dar mi se pare firesc ca fiecare să joace șansa. De fapt, ce face pro-România în Lupeni? Dă o alternativă și de oameni și de politică. Atât. E doar o altă alternativă. Nu forțăm pe nimeni, nu mergem, explicăm. Nu poți, unde să explici? Că se zice, acum la televiziune, la dumneavoastră, că am noroc, vă mulțumesc că m-ați invitat. Deci pot să-mi spun, dar nu pot să mă duc să, să vorbesc cu alegătorii, să-i conving, să, mai ales să le aduc aminte ce am făcut pentru ei, ce am făcut cu ei, ce am lucruri bune, lucruri rele. Deci nu poți, în situația actuală, nici nu trebuia făcute alegeri în situația asta. Dar ce, nu vă lasă cineva pe stradă să vă întâlniți cu ei totuși? Mi-e frică, cu mască și să dau, se dă microbul, domne, mi-e frică, ce să zic? Adică, dacă eu apar acum sau am contact cu cineva care a avut, e infectat, chiar dacă este asimptomatic, două săptămâni mă ascund. Și trec pe Facebook, am într-adevăr 4.998 de prieteni pe un cont și mai am vreo 2.000 pe alt cont. Am aceste prieteni, dar pe dumneavoastră cred că v-am de două ori. Deci pe un cont și pe altul. Dar nu știu dacă acolo e la nivel național, prietenie la... Deci nu știu cât sunt alegători. Bun, ne apropiem de final și aș vrea în ultimele două minute, un minut și 30 de secunde chiar, să le spuneți acolo în cameră lupenenilor de ce să voteze pro-România. Deci, dragi lupeneni, pro-România în municipiul Lupeni este o alternativă la ceea ce este astăzi și vă invit la vot în 27 septembrie să votați candidații pro-România la Consiliul Local și Nicolae Ivănuș la primărie. Singura variantă de competență și profesionalism. Și mai ales experiență. Și de asta consider că noi pro-România este, noi suntem pro-România, suntem pentru România și suntem pentru lupeni. Domnule Ivănuș, vă mulțumesc că ați acceptat invitația și ați venit în studioul Capital TV. Vă mai așteptăm pe la noi. Stimați telespectatori, țineți aproape de Capital TV, urmăriți emisiunile noastre de aici și o seară bună tuturor. La revedere!